În zona Râureni, pe un teren aflat în proprietatea primăriei Râmnicului, este organizat târgul de săptămână, în care micii comercianți și producătorii agricoli își valorifică produsele. Produsele comercializate sunt fructe și legume angroșe în detai, cereale angroșe în detai, materiale de construcții și mărfuri nealimentare. În prezent, târgul de săptămână își desfășoară activitatea într-o incintă împrejmuită, parțial asfaltată, cu spații pentru expunere și vânzare amenajate în construcții improprii. Spațiile destinate comerțului sunt tarabe acoperite din structură de lemn, tarabe acoperite din structură metalică, chioșcuri închise pentru mărfurile alimentare. În ședința ordinară a lunii martie, aleșii municipale au aprobat documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului. Sunt multe alte investiții care ar trebui finalizate. Din banii aceștia am rezolvat o mare parte din problemele municipalității. Piața centrală, de exemplu, avem proiectul. Trebuie doar să dăm începerea, să dăm startul lucrărilor. Proiect evaluat tot undeva pe la 3 milioane de euro. Cred că e mult mai important să finalizăm lucrările la piața centrală decât să modernizăm târgul de la Râureni cu hotel și cu camere frigorifice. Avem camere frigorifice și la hală, jos, la subsol. Nu le folosește niciun agricultor. De ce? Sunt foarte scumpe. Cu siguranță, până la finalizare, costurile pentru acest proiect vor fi dublate. Cu siguranță vă spun. Nu facem lucrări de mântuială, de dragul de a le face, dar trebuie foarte mare atenție, pentru că dacă prin votul USR-ului astăzi veți aproba, noi oricum vom vota împotrivă, pentru că sunt ireale costurile. În primul rând, nu avem o fundamentare corectă a acestui proiect. V-aș înțelege dacă recunoașteți că nu v-ați uitat în buget. Nu este niciun leu, niciun ron pris pentru finanțare. Proiectul s-a făcut pentru finanțare cu fonduri europene. Deci, 1. 2. Dacă dumneavoastră comparați legumele și fructe, frigidere pentru legume și fructe cu ala care sunt la subsol, sunteți comparare. Adică, ce legume și fructe să vină? Vin oamenii cu plasa la piața centrală și noi vorbim de camioane, de tiruri, de roșii. Sunt niște... Puteți să cereți sau cred că aveți și aici, ce dimensiuni au camerele frigorifice? Nu vorbim de lăzi frigorifice, vorbim de camere frigorifice, da? Unde intră 30, 40, 60 de tone de roșii, pepeni și alte legume și fructe.